Putin a declanșat teroarea nucleară. Rușii au incendiat și au cucerit cea mai mare centrală nucleară din Europa. De atacul nuclear al Rusiei se teme și Alina Dumitru. Campioana de la judo s-a luptat sub ochii lui Putin. Putin a făcut judo și era președintele de onoare al Federației Internaționale înainte ca românul Wieser să-i retragă titlul. Alina Dumitru își amintește că Putin a văzut-o la un campionat mondial de judo. Era multă, multă securitate și pe străzi, înainte să ajung la sală, era totul închis. Și nu ne-au lăsat să intrăm cu căruciorul în sală, să nu cumva să ascundem ceva prin cărucior, Doamne ferește să fac o bombă sau cine știe ce. Alina Dumitru a devenit antrenoare la Steaua, ea are și gradul de locotenent colonel în armata română. Ai tras vreodată cu o armă? Da, da, clar, am tras. Sunt da? Într-un militar și eu. Ți-e frică de război, sincer? Păi, dacă nu mi-ar fi frică. Acum ne e frică de, Doamne ferește, să nu dea bomba nucleară, aia e cea mai periculoasă. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.